Alin Cucui din partea PDL și Florin Roman de la PNL sunt noi vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba. Cei doi au fost aleși astăzi prin vot secret de către membrii Consiliului Județean și își încep astfel mandatul alături de președintele Ion Dumitrel. Ședința de Consiliu a debutat cu alegerea Comisiei de Validare, a cărui președinte a fost desemnat Marcel Simion, secretar fiind numit Marin Cenușă. Ceilalți membri ai Comisiei sunt Mihai Nicușor, Nicolae Pușcă și Claudiu Răcuci. Comisia a recurs la validarea mandatelor celor 32 de consilieri județeni, fiind aprobată retragerea lui Alexandru Danciu de pe lista PDL și înlocuirea sa cu Raul Dumitru Chiriac. Comisia a constatat că dosarele sunt complete pentru toți cei 32 de consilieri județeni, toți au apartenență la partidele pe listele care le s-au aflat, au un sprijin politic din partea acestora, împrejurări față de care toate dosarele sunt complete, sunt legal constituite, urmând din punct de vedere a Comisiei, existând avizul de legalitate a lor pentru validarea în calitate de consilieri a mandatelor tuturor consilierilor care au rezultat în urma procesului electoral din 10 iunie 2012. Fiecare din cei 32 de consilieri județeni a depus jurământul. Domnul Cojocaru, Igor, se pregătește domnul Crețu, Simion. Jur. Domnul Crețu, Simion, se pregătește domnul... Se pregătește domnul... În urma constituirii Consiliului Județean Alba s-a procedat la votarea vicepreședinților dintre cei patru propuși: Alin Cucui din partea PDL, Florin Roman PNL, Ioan Marincaș PPDD și Ioan Florea PSD. Noi vicepreședinți ai Consiliului Județean Alba sunt Alin Cucui și Florin Roman, ambii obținând 23 de voturi pentru și 10 împotrivă. Eu spun că astăzi s-a revenit la o stare de normalitate. Campania electorală s-a încheiat. Eu cred că avem nevoie să unim și nu să dezbinăm. Cred că împreună cu domnul președinte Dumitrel, cu domnul Cucui și cu restul colegilor vom face ceea ce trebuie făcut pentru Alba, iar peste 4 ani cred că vom fi mândri cu toții de ceea ce am făcut. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes. Este foarte emoționant pentru mine și sunt onorat. Datorită votului consilierilor județeni pot continua astăzi o muncă pe care am început-o alături de domnul președinte Dumitrel acum 4 ani. Sper ca împreună să luăm cele mai bune decizii pentru județul Alba și cele mai bune hotărâri și propun să am o relație foarte bună cu toți primarii de municipii, orașe și comune din județul Alba. Vă mulțumesc încă o dată și așa să ne ajute Dumnezeu pe toată. În conducerea Consiliului Județean Alba s-a constituit astfel o alianță, putem spune, între cele două formațiuni rivale, PDL și PNL.